Din acest an, copiii pot fi imunizați antigripal fără a mai fi nevoiți să facă injecție. Un vaccin la fel de sigur, dar care se administrează pe nas, este disponibil în farmacii și costă în jur de 120 de lei. Până în prezent, câțiva zeci de copii au fost vaccinați spre bucuria lor și a părinților că au scăpat de disconfortul injecției. În mod normal, în această perioadă, este recomandat să se facă vaccinul antigripal, indiferent de forma de administrare. Există pe piață, în momentul de față, vaccinuri cu administrare parenterală și vaccinul cu administrare intranazală. Avem vaccin care este pe piață în momentul de față la 2 ani, cu administrare intramusculară, și mai avem cu administrare intranazală o singură formă de vaccin care se administrează peste vârsta de 2 ani. Medicii spun că vaccinul intranazal este la fel de eficient ca și cel intramuscular. Până acum, un sfert din copiii care s-au prezentat la un singur cabinet medical din Slatina au fost imunizați împotriva gripei cu acest tip de vaccin. Părinții pot alege între vaccinarea intramusculară și vaccinarea intranazală antigripală. Se recomandă vaccinul de făcut, vaccinul antigripal. Mențiunea este că copiii care nu au avut vaccin antigripal, o doză făcută anterior, trebuie administrate 2 doze de vaccin antigripal. Există solicitări, părinții își procură vaccinurile în funcție de forma de administrare și vârsta copilului, dacă nu există vaccin pe stoc. Noul vaccin intranazal se folosește de foarte mult timp în Statele Unite ale Americii. Medicii recomandă imunizarea copiilor, având în vedere faptul că, în colectivitate, virusurile se transmit foarte ușor, iar bolile îi pot afecta și pe ceilalți membri ai familiei.